Tragedia s-a petrecut duminică după amiază pe drumul european 85 în apropiere de localitatea vrânceană Haret. Accidentul s-a produs în urma coliziunii frontale a două autoturisme, unul înmatriculat în Constanța, iar celălalt în Bacău. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord. Potrivit ISU Vrancea, 4 victime au decedat, printre care și un copil de 14 ani. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la poliție, ambulanță, SMURT și ISU, inclusiv auto specială pentru victime multiple. Copilul și părinții decedați călătoreau într-o mașină înmatriculată în județul Constanța. Alte două victime au fost preluate de SMURT și transportate la spitalul din Focșani. Traficul rutier pe DE85 în zona localității Pădureni a fost blocat timp de 10 de minute pe ambele sensuri. Anul trecut aici au avut loc peste 170 de accidente grave, în urma cărora 76 de oameni și-au pierdut viața.